Așteptam această întrebare. Vă mulțumesc. În primul rând, acesta este rezultatul imaginației nefondate și bolnave, probabil, a domnului Usat. Nu știu, frustrările personale pe care și problemele pe care le are în ultimele zile, nu știu, poate asta l-a dus să facă astfel declarații. Într-al doilea rând, el a spus că are probe. Asta le prezinte, că toate probe nu pot să fie. Eu am fost cu familia la odihnă. Și dacă nu are probe și ele nu pot fi, eu cer public să dezmintă și cer scuze publice. În caz contrar, va fi calificat de mine și de echipa noastră ca laș, fricos și este vorba în limba rusă, care mi-e aproape de el, că de acolo vine, balabol. Alte declarații nu am și alt răspuns nu am. Балаболу не в Африке балабол.